Alexandru și Ana erau pe punctul de a pleca când o mașină de lux s-a apropiat de Conac, iar Vasile și Zinaida, părinții Mirelui, au intrat în curte. Ana a tresărit în interior. La naiba eram atât de aproape, acum se va începe din nou, tachinări, tachinări. Vai, ce soacram! Nu i-ai dorit-o nici dușmanului. Zinaida o ura cu adevărat pe logodnica fiului ei și nici măcar nu ascunde acest lucru. Așa că a făcut totul pentru a se asigura că se despart rapid și toată înfățișarea ei și-a arăta disprețul. Așa că acum, după ce o privi pe fată din cap până în picioare, îi murmură un salut sec. Bună ziua! A adăugat ea cu sarcasm. Ce pleci deja? Nici măcar o ceașcă de ceai, Ana, dragă, de unde ai cumpărat rochia aia frumoasă cu buline? La reduceri? Nu mai e la modă acum, nu uita. Dar e bun pentru un adăpost de câini. Ana s-a înroșit din cap până în picioare. Știa foarte bine că era din nou batjocorită. A spus Alexandru supărat. Mamă, termină cu glumele tale stupide. Am crezut că avem o înțelegere. Ana este logodnica mea și o iubesc. Ne vom căsători în curând. Așa că te rog să o tratezi pe iubita mea cu respect. Femeia a zâmbit dulce și a adăugat cu o voce răgușită: Haide, fiule, nici nu mă gândesc să o jignesc pe Ana. În plus, vreau ca în acest weekend să aranjez o întâlnire cu părinții ei. Se apropie nunta, iar pețitorii nu se cunosc între ei, nu e bine. Trebuie să discutăm totul, să discutăm meniul, să stabilim bugetul. Deci, Ana, spune-le tatălui și mamei tale că îi așteptăm sâmbătă la prânz. La revedere! Cuplul a ieșit în cele din urmă pe poartă, iar Ana a expirat. Ce mamă ai, Alexandru? Sper ca după nuntă să trăim separat. E de nesuportat. Ce i-am făcut? de ce nu mă iubește atât de mult? Mi-e frică chiar să-mi sunt părinții, că o să o pățească și ei. Tipul și-a îmbrățișat logodnica, și-a sărutat tandru logodnica pe obraz și a început să o liniștească. Nu-ți face griji, te rog să nu iei la inimă vorbele ei. Da, mama este o persoană dificilă. Nu nega asta, dar nu-ți alegi părinții doar că este o femeie de afaceri și autoritară, obișnuită să dea ordine tuturor, mai ales subordonaților ei. Are în minte și o logodnică, tot dintr-o familie de negustori. Grasa aia urâtă de Daria. Ei bine, am refuzat categoric, m-am îndrăgostit de tine. De aceea e supărată. Nu-ți face griji, ne vom căsători, se va liniști și va trece peste asta. Bineînțeles, vom locui separat. Nici eu nu mă descurc prea bine cu ea. Ei bine! La revedere, draga mea! Ne vedem mâine! O să-mi fie dor de tine! Cei doi s-au sărutat pasional la revedere, iar Ana s-a întors în dormitor. Și-a sunat mama, i-a dat vestea că părinții logodnicului ei îi invitaseră în vizită și s-a întins să se odihnească dar somnul nu venea în capii se învârteau amintirile copilăriei și ale tinereții și ale acelei zinaida nesuferite, care îi strica din nou buna dispoziția. Ziua în care Ana l-a întâlnit pe Alexandru și-a amintit pentru tot restul vieții. Fata încerca doar să salveze un alt cățeluș, care a încercat în mod stupid să traverseze în fugă drumul pe o autostradă și a fost lovit de o mașină. Bietul micuț se văita și se agita, încercând să se ridice pe lăbuțe, dar acestea nu-l ascultau și el cădea iar și iar. Și mașinile au pornit în fugă, una după alta, fără să încetinească. Ana nu a mai rezistat, inima ei era gata să explodeze de milă pentru cățeluș și s-a repezit curajoasă aproape sub roțile mașinilor. Manevrându-se între ei, abia a reușit să apuce copilul, smulgându-l aproape de sub roțile camionului. Îi ținea trupul la piept, și acum nu știa cum să iasă din aglomerația din trafic. Dintr-o dată, o mână puternică de bărbat a apucat-o și a dus-o departe, făcându-le semn șoferilor să oprească. Șoferul camionajului a înjurat ca un taximetrist și și-a dat cu degetul la tâmplă și avea dreptate în felul lui, pentru că nu exista o trecere de pietoni și doar printr-o minune fata nu fusese lovită de o mașină. Găfind pe trotuar, și-a privit în sfârșit salvatorul. Era un tânăr frumos și cu aspect atletic. Ana era speriată și a început să se bâlbâie. Vă mulțumesc! M-am repezit după cățeluș și era să ajung și eu sub roți. Și dumneavoastră, ca un controlor de trafic, mi-ați scos cu atâta îndemânare. Scuzați-mă, trebuie să plec. Trebuie să duc copilul ăsta la adăpost. Eu lucrez acolo. Ajut veterinarul și pun animalele pe mâini bune. Oh, bietul cățeluș plânge. Cum se plânge? Trebuie să fie un picior rupt. Apropo, numele meu este Ana. Băiatul a ținut pasul cu ea și a alergat după ea. Eu sunt Alexandru, mă bucur să vă cunosc. Pot să vin cu dumneavoastră? Nu am fost niciodată la un adăpost de animale, e interesant de văzut. Bravo, sunteți curajos, nu v-a fost frică să vă riscați viața pentru a salva un animal? Nu prea mai vezi așa ceva în ziua de azi înseamnă că aveți o inimă bună și plină de compasiune. Ana nu făcu decât să dea din mână. Oh, știți, sunt înnebunită după animale. Îmi pare atât de rău pentru ei încă din copilărie. Mai ales cei care au fost abandonați. Sau pe care alții îi bat jocoreau. Sunt și multe. Și până la urmă au și ei un suflet, sunt speriați, loiali și suferă mult din cauza cruzimii umane au venit la adăpostul inima bună. Pisicuțe, pisici, căței, hamsteri, papagali și alte animale erau ținute acolo în cuști. În mod surprinzător, totul era curat și bine îngrijit. Singurul lucru era că toți erau triști. Cățelușul a fost numit Harry și a fost dus la veterinar. În timp ce doctorul îl examina pe pacientul cu coadă mică, puștiul se liniștise și se calmase, analgezicele se pare că își făcuseră efectul. Între timp, Ana a decis să-i facă oaspete lui ei un tur. Iar acesta este micuțul, un micuț negru cu o cravată albă. Atât de frumos, într-adevăr, și atât de afectuos. Dar soarta lui nu este una de invidiat. Stăpânul său beat îl bătea regulat și îl scotea afară din casă. Ultima dată chiar l-a aruncat de la etajul 4. Pisica a supraviețuit în mod miraculos. L-am îngrijit mult timp. La început a șuierat la toată lumea și nu avea încredere în nimeni. Fără glumă, a îndurat atât de multe de la oameni. Dar am reușit să ajung la el, am stat mult timp lângă el și am vorbit liniștit ca unui om. I-am promis că nu-i vor mai face rău niciodată că îl vor iubi, i-am adus tot felul de bunătăți. Și încetul cu încetul s-a dezghețat, a încetat să mai șuiere și să zgârie. Vino încoace, bunul meu! Și într-adevăr, pisica, auzind vocea ei, s-a urcat imediat în brațele ei, a început să o frece și să o lingușească. Și ea a spus cu bucurie. Săptămâna asta îl vindecăm și îl duc la mine, am aranjat deja cu superintendentul. Îmi place de el. Iar ea este laima, nu este de rasă, dar este un câine foarte inteligent. Este un câine bătrân, desigur, nu are dinți și nu vede prea bine. Bălândul ei stăpân a dus-o pe plantatie, a legat-o de un copac și a plecat definitiv. Vă puteți imagina ce om fără inimă trebuie să fie. Să mănânci și să dormi liniștit. Știind că ți-ai condamnat animalul de companie la moarte sigură. Laima a stat așa timp de 15 zile, piele și os. Până când un pădurar a găsit-o din greșeală și ne-a adus-o. Trebuia să-i fi văzut ochii. Plângea, pot să vă spun sincer. La fel și fiecare animal de companie. Toți au un fel de tragedie, e jalnic. Uite-l pe hari. E atât de mic și drăguț și nimeni nu-l vrea. Ce păcat! A sugerat brusc Alexandru. De ce nu-l iau cu mine? Am o vilă imensă. O mulțime de spațiu. Și mâncare. Avem deja doi ciobănești germani. Cred că vom găsi un loc pentru el. Nu se va irosi. Ana și-a aruncat brațele în jurul băiatului într-o explozie de emoție. Mulțumesc, Alexandru. Dar vă rog, gândiți-vă bine. Aceasta nu este o jucărie. Dacă îl luați, sunteți responsabil pentru viața lui acum. Nu mă lăsați să-mi fac griji. Tipul zâmbește. Veți avea ocazia să vedeți că sunt un proprietar excelent și responsabil. Pentru că îmi place foarte mult și intenționez să vă invit la o cafenea și la un film în seara asta. Iar mai târziu, să vă vizitez. Trebuie să-l vizitați cumva pe Hari, nu-i așa? Ana s-a înroșit, era încântată de complimente, iar Alexandru îi plăcea foarte mult, așa că nu s-a abținut și a acceptat bucuroasă propunerea lui. Prima lor întâlnire a decurs într-un mod original. S-au prins atât de mult în cafenea încât au întârziat la ședința de film. Dar au hoinărit sub luna aproape până dimineața și au împărțit totul, apoi s-au întâlnit cu zorii zilei pe pod și au admirat răsăritul. Anei îl plăcea foarte mult, era ca un cavaler, atât de galant și de politicos, dar în același timp și natural i-a spus de Jessica, chiar semăna puțin cu ea, era puțin cam mică și avea o siluetă bine conturată, cu părul lung și blond și ochi mari și albaștri. Și așa a început povestea lor de dragoste. Tinerii s-au îndrăgostit imediat unul de celălalt. Alexandru s-a dovedit a fi foarte bogat, provenind din bogata familie. Aceștia dețin un lanț de benzinării în oraș și în regiune. Despre părinții lui au existat niște zvonuri nu foarte bune. Se spunea că în anii 90 s-au îmbogățit foarte repede, deși înainte de asta nu aveau absolut nimic. Totul era învăluit în mister, dar orășenii erau siguri că nu era lipsit de afaceri obscure. Ei promiteau un singur salariu, dar apoi îl scădeau pentru diferite fără de legii, iar în final o persoană primea un salariu mizerabil. Mulți oameni au ziseră și despre caracterul odios al gazdei. Putea să certe sau să jignească un angajat și își arăta întotdeauna superioritatea. Cu toate acestea, afacerea pe care Zinaida o conducea cu îndemânare, mai mult decât orice om, știa cum să se târguiască și aproape să scoată comenzi și să obțină reduceri și prețuri mici la achiziții. Soțul ei, Vasile, nu știa nimic despre antreprenoriat și era un aghiotant. Ducea o viață leneșă, îi plăcea să petreacă din greu și se odihnea pe laurii soției sale, executând orbește doar ordinele acesteia. Dar în același timp, îi plăcea să șetaleze averea în public. Dar în mod surprinzător, Alexandru era foarte modest și decent, nu se lăuda și nu era încrezut se îmbrăca ca toată lumea și studia economia la universitate. La prima întâlnire, Ana a spus deschis că provine dintr-o familie de agricultori simpli de la țară. Părinții ei erau muncitori, arau de la răsărit până la apus, iar ea a crescut ajutându-i în toate. Încă de când era mică, iubea animalele, le vindeca. Întotdeauna au avut o mulțime de animale. Găini, rațe, purcei, tauri și chiar prepelițe. Așa că, după școală, au trimis-o la Academie să studieze medicina veterinară. Lucra la orfelinat mai mult din bunătate de inimă, îi plăcea la nebunie. De fiecare dată când reușea să recupereze un câine vagabond salvat, simțea satisfacția că a salvat și a făcut viața animalului mai ușoară și mai bună. Cuplul se întâlnea aproape în fiecare seară, se plimba prin oraș, mergea la picnicuri în afara orașului, a început să apară împreună printre prietenii lui Alexandru. Iar cu Harry se plimbau adesea împreună în parc. Cățelușul era foarte inteligent, își amintea repede comenzile și era fericit să aducă o minge scăpată în dinți. Tinerii mureau de râs când acesta și-a îngropat nasul în frunze și a început să se sperie acolo și să se rostogolească dintr-o parte în alta vestea despre pasiunea lor romantică a ajuns repede la mama Mirelui, iar Ana a fost invitată la o întâlnire așa zis. Era teribil de nervoasă, a probat o mulțime de rochii. De parcă ar fi mers la casa unui om bogat. S-a gândit la ce va spune și cum să se comporte. În cele din urmă, Ana a optat pentru o rochie nu vulgară, de culoare violetă. Bucle lungi și blonde adunate și împletite într-o coafură interesantă și puse pe o pereche de pantofi de parcă. Am împrumutat chiar și un mic ambreiaș de la colega ei de cămin. Alexandru a văzut-o și s-a mirat. O copălșea cu complimente. Apoi a observat că tremura ca o frunză de plop în vânt și a început să o liniștească. Haide, nu ești în drum spre plutonul de execuție. E doar o cină. Nu mai mult de atât. Voi fi acolo, nu-ți face griji. Părinții mei o să te iubească. O păpușă ca tine și o fată deșteaptă ca tine nu pot să nu te placă. Ei bine, trebuie să vă cunoașteți unul pe celălalt, nu-i așa? Atenție, intențiile mele sunt foarte serioase. Conacul a uimit-o pe Ana cu luxul și bogăția sa. Erau picturi scumpe, statuete de bronz și tot felul de decorațiuni în jur. Asta a făcut-o să se simtă și mai speriată. Se simțea de parcă ar fi fost într-un muzeu. La o expoziție. Ei era frică să atingă orice, ca nu cumva să nu-l scape sau să-l spargă din greșeală. În casa ei, lucrurile erau mult mai simple, ca la toată lumea. Nu i-a plăcut imediat de părinții lui Alexandru, Tatăl ei era un bărbat plinuț și burtos, cu ochi mici și pătrunzători și o privire unsuroasă și neplăcută. Se uita la ea fără să clipească, ca și cum ar fi evaluat-o, mama ei arăta ca un șarpe lung și slab, buzele ei se strângeau cu dispreț la vederea Anei și i-a strângea din dinți. Bună seara! Intră! Alexandru, sper că mireasa ta știe să folosească tacâmurile. Dacă e să fie ceva, sunt din argint, iar după cine voi avea grijă să le număr. Vă rugăm să veniți la masă. Starea de spirit a dispărut imediat. Ana se simțea ca și cum ar fi fost stropită cu noroi. Devenise atât de dezgustător încât voia să fugă din această casă în ospitalieră. Alexandru a încercat din răsputeri să destindă atmosfera și să transforme totul într-o glumă zâmbind și glumind, și a vrut să aplaneze tensiunea care creștea de la un minut la altul. Dar Zinaida părea să se ia de logodnica fiului ei, mai ales după ce aceasta a menționat întâmplător că era din sat și lucra ca voluntar la un adăpost de, de animale. Jumătățile de glume caustice au ieșit imediat la iveală. Bineînțeles, ce altceva putea face o fată de la țară? Un adăpost pentru câini este cel mai bun loc și, în plus, este atât de promițător. Există o oportunitate de carieră. Cred că ai lucrat până acum cu vaci și boi. Fata s-a înroșit din cap până în picioare și a încercat să se justifice. De ce spuneți asta? Hari, de exemplu, uitați-vă cât de inteligent și de minunat este câinele. L-am salvat de sub roțile unei mașini. Adăpostul l-a ajutat să se vindece, nu-i așa că e minunat. Mama lui Alexandru a rezumat în mod batjocoritor situația. Bravo! Și așa am ajuns cu acest câine în curtea noastră. Sper toate aceste daruri de la tine, sau ai de gând să ne plantezi acum o abominație de purici în mod regulat. Ana nu a mai rezistat, zorneind furculița și a fugit de la masă în lacrimi. Strigând la revedere. Scuzați-mă, trebuie să plec. Îl iau pe Harry, dacă nu vă place atât de mult de el. Un animal va suferi într-o casă în care nu este binevenit, la fel ca un om. La revedere. Alexandru a alergat după ea, strigând către mama sa în timp ce mergea. Mamă! Asta e ridicol. Vă mulțumim pentru primirea călduroasă. Nu contează cât de supărată ești, eu voi fi tot cu Ana și ne vom căsători. Este clar? Ar trebui să-ți fie rușine de comportamentul tău. Ce ți-a făcut câinele? Ce fel de om ești tu? Chiar dacă fata s-a simțit umilită și insultată. A fost mulțumită că logodnicul ei a luat apărarea și nu a fost de acord cu dorințele mamei sale. Înseamnă că o iubește cu adevărat. Dar lacrimile îi curgeau din ochi, se simțea foarte rănită și dezgustată. Ce-și permit acești snop? Ei nu mă cunosc. Și se comportă ca și cum aș fi deja un dușman de moarte, un om de mâna a doua. Săracul câine, trebuie să-l scoatem de aici a trecut prin destule. Mirele nu mai avea suflare, dar și-a ajuns din urmă mireasa. A strâns-o lângă el ca pe cea mai prețioasă comoară și a început să o liniștească. Ana, draga mea, mi rușine de mama mea, îi cer scuze, nu știu ce a apucat-o, se pare că nu se poate împăca cu faptul că m-am îndrăgostit de tine și nu de Daria aia urâtă pe care mi-a promis-o, nu asculta pe nimeni tu ești cea mai bună și cea pe care o iubesc cel mai mult și ne vom căsători oricum și vom fi fericiți, indiferent dacă îi place sau nu. Tu și cu mine avem o viață de trăit. Nu ei. Hai să nu mai plângem și să mergem la tine acasă, putem bea un ceai. Ana îl îmbrățișă pe Alexandru și îi șopti. Te iubesc și mi-e foarte teamă să nu te pierd. La urma urmei, mama ta nu m-a plăcut, ce-ar fi dacă acum te-ai răzgândi să te căsătorești cu mine? Bineînțeles că da, am și biscuiți, haide. Trebuie să facem ceva în legătură cu Harry. Sunt foarte îngrijorată pentru el acum. Alexandru a râs. A fost doar ceva ce a spus mama ca să-ți facă în ciudă. Ca să te rănească. De fapt, ea nu se apropie deloc de câinii noștri, Ștefan are grijă de ei. Este amabil și drăguț. Nu-ți face griji! Câinele este bine. L-am scos ieri la plimbare și ai văzut cu ochii tăi că este fericit și bine hrănit. Ana și Alexandru erau fericiți în bucătăria comună din căminul studențesc obișnuit, mâncând cartofi prăjiți dintr-o tigaie și bând ceai și biscuiți. Și nu era nevoie de niciun fel de delicatese și ronțăieli. Principalul era că două inimi iubitoare erau împreună. Cuplul a continuat să se întâlnească în ciuda interdicției mamei lor și au decis să se căsătorească în mod modest. Au închiriat un apartament și au început să facă ordine pentru a putea locui împreună. Așa că astăzi, când au mers la părinții lui Alexandru pentru a-și lua câteva dintre lucrurile personale, s-au întâlnit din nou cu potenția la soacră. Încă o dată a reușit să-i strice dispoziția. Ana nu-i plăcea faptul că-și invitase brusc, din senin, părinții. Știa bine că nu era de așteptat ca această femeie să facă bine. Între timp, conacul familiei a fost cuprins de flăcări. Zinaida striga și ridica vocea. Ce idiot avem aici? Ce vede la țăranca aia, nu? Și cel mai important, această lipitoare s-a agățat de fiul nostru cu o strânsoare mortală. Am tot insistat, dar nu-i pasă. Nu contează când vor veni părinții ei, atunci Alexandru va fugi el însuși o să le arăt eu curaj de țară. Soțul a ezitat și a protestat leneș. Poate că nu. Fata pare drăguță. Lasă-i să se întâlnească pentru o vreme, altfel chiar va pleca de acasă. Are un temperament aparte. Dar femeia s-a supărat pe soțul ei. Taci din gură! Ce cunoscător! Ba da, o va face! Din ce o să trăiască? el trebuie să vrea să o părăsească, știi? Atunci îi voi da pe Daria. Vom fi rudiți cu familia ei în același timp. Am putea deschide încă două benzinării în centru. Și ce dacă? Ce rost are această doamnă câine? Nu, o să-mi las oasele jos și nunta asta nu va avea loc. În ziua stabilită, Ana, Alexandru și părinții ei au sosit la conacul familiei. Mateo și Galina erau îmbrăcați simplu, dar destul de demni. Mama Mirese i a purtat o rochie strictă, de o culoare plăcută de cafea, cu părul strâns într-un coc și încălțată cu pantofi eleganți. Tatăl era îmbrăcat cu un pulover și pantaloni. În timp ce Zinaida semăna cu un pom de Crăciun. Era ca și cum ar fi pus toate decorațiunile din casă deodată. Adăugați la asta o rochie brodată cu strasuri și o diademă ridicolă. Arăta foarte ridicol. Femeia a zâmbit îngânfat. Bună ziua, dragi oaspeți! V-am așteptat. Intrați, spălați-vă pe mâini și veniți la masă. Nu înțeleg prin ce ați ajuns. Au ajuns taximetriștii să fie atât de antrenați încât să conducă niva la mâna a doua. Galina a întins un coș mare, Acestea sunt pentru voi, cadouri delicioase. Totul este proaspăt, rustic. Nu fiți scârbiți! Noi am cultivat totul. Zinaida s-a uitat la cârnați, șuncă, brânză de capră, legume și a zâmbit disprețuitor. Glafira! Luați-o! Pentru numele lui Dumnezeu! Doamne ferește, noi nu mâncăm astfel de lucruri! Este plin de colesterol și grăsimi. Mulțumesc oricum. O să-l punem undeva, cred. Mama Anei era foarte supărată că nu-i plăceau cadourile lor, iar seara promitea să fie neplăcută, dar nu a arătat acest lucru. Sărbătoarea a fost și a fără evenimente și uscată. Zinaida a mușcat și a înțepat oaspeții ca o vispe, arătându-și superioritatea și statutul înalt. A încercat să facă conversație. Oh, știți, totul a devenit atât de scump. Aici am decis să-mi cumpăr pantofi de la Versace, așa că nici nu știu dacă ar trebui. Ce ziceți de armani? Ce părere aveți? Galina a zâmbit. Nu pot să vă dau sfaturi, eu nu merg la cumpărături, nu am timp, așa că, scuzați-mă. Zinaida a remarcat imediat cu dispreț. Bineînțeles că nu puteți merge la cumpărături în țară. Nici măcar nu ați văzut astfel de magazine. S-a dus la fereastră și a deschis-o larg, spunând. Nu pot să respir și în aer se simte un miros puternic de bălegar. De ce? Nu pot să respir. Tatăl anei se plimbase toată seara uitându-se la tot ce se putea vedea. Mobilier, antichități, tablouri, tot timpul încruntându se și gândindu-se la ceva. Dar nu a spus nimic cu voce tare, a tăcut. Iar tatăl lui Alexandru tot tachina. Uitați-vă aici cum trăiesc albi! Și nu este nevoie să muncești pe câmp. Cine a învățat să facă asta? Așa este. Zinaida, ce femeie am! Femeie de afaceri! își conduce propria afacere, iar banii vin în valuri. În cele din urmă, Ana nu a mai putut suporta această umilință. Destul e destul, m-am săturat de ospitalitatea voastră și nu vă mai permit să-mi jigniți cei dragi, hai să mergem acasă. Mulțumită casei, vom merge la alta. La revedere! Zinaida a dat din mâini, prefăcându-se că nu înțelege nimic. Oh, pleci deja! Ce păcat! Ei bine, la revedere! Cel puțin va fi ceva de ținut minte. Nu în fiecare zi ai avut ocazia să vizitezi astfel de palate. Nu-i așa? Tatăl ne a răspuns doar calm. Oh, nu trebuia să faci toate astea. Să nu vă pară rău. Indiferent de câte sfori sunt înfășurate, întotdeauna există un sfârșit. Nu spun la revedere. Galina, să mergem. Nu mai avem ce face aici. Așa s-a încheiat petrecerea de cină pentru viitorii pețitori. Chiar și fără să se așeze la masă, toată lumea a rămas cu un rezidu foarte neplăcut. Ana și-a luat rămas bun de la mama ei și a plâns. Îmi pare rău, mamă, că tu și tati ați trecut prin toate astea. Zinaida este o persoană insuportabilă mereu se ia de mine intenționat. Dar Alexandru, el nu e deloc așa. El este cel mai bun. Mă simt atât de bine cu el. E ca și cum nici măcar nu ar face parte din familia lor otrăvitoare. Nu vreau să mă despart de el din cauza soacrei rele. Tata o mângâie pe Ana pe cap, cu tandrețe, ca atunci când era copil și îi spuse încet la ureche. Nu te întrista, dragă. Alexandru este un tip grozav. Mi-am dat seama imediat. Ne-am înțeles din prima secundă în care ne-am înțeles. Nu te vei pierde cu el, vei fi ca după un zid de piatră. Crede-mă, am văzut mulți oameni în viața mea. Am ochi buni. Și mama lui obraznică, o să rezolv eu, în curând totul se va schimba, o să vedeți. Principalul lucru este ca tu și logodnicul tău să vă iubiți, iar restul va veni de la sine. Nu ai spus că ai închiriat un apartament. E în regulă, rămâi acolo pentru moment. Mă voi gândi la ceva. Au trecut câteva săptămâni. Ana a tratat și a dăpostit animale. Ca de obicei, și a participat la cursuri, în timp ce Alexandru a mers la școală și a lucrat seara se uitau împreună la filme sau se jucau vesel cu animalul lor de companie. Era atât idilă între ei, o lume a lor, o mică lume confortabilă, cuplul nu se certa deloc. Dar neliniștită Zinaida nu se putea liniști în niciun fel și a încercat să le otrăvească viața cu telefoane, cerând de la fiul ei să părăsească imediat această fată simplă de țară și amenințându-le că îl va dezmoșteni. Într-o zi, Mama lui l-a sunat deodată și a spus. Fica mea, lasă-l pe Alexandru să-i avertizeze pe părinții tăi că vom veni să-i vizităm din nou mâine seară, după ora cinci. Avem o afacere foarte importantă. Spune, vrem să discutăm despre nunta ta cu Alexandru. Pentru că data trecută nu s-a ajuns la asta. A exclamat Ana îngrozită. Mamă, de ce trebuie să te duci iar la ei? Aci oameni oribili te vor umili din nou. Nu pot să suport asta. Nu avem nevoie de această nuntă. O să ne căsătorim modest. Asta-i tot. Soacră mi-am a săturat deja, îl sună pe Alexandru în fiecare zi și abia așteaptă să mă părăsească. La amenință că îl dezmoștenește dacă nu se supune. Și tu spui vizită. Personal, nu vreau să o mai văd pe Zinaida. Mă face să tremur. Dar apoi, tatăl a ridicat telefonul. Fica mea, vom fi acolo mâine. Nu întreba nimic și faceți cum vă spun. Așteaptă. Ana se întoarse spre logodnicul ei, total șocată, și spuse. Nu, ai auzit. Părinții mei vor veni mâine din nou în vizită la ai tăi am încercat să-i conving să renunțe. Dar nu se lasă. Au spus că vor decide ceva în legătură cu nunta noastră. Despre ce este vorba? Probabil că mama ta va începe din nou să se poarte urât, iar eu nu mai suport. Alexandru doar a ridicat din umeri. Așa că lăsă să vină. Care este marea problemă? Ei voi avertiza pe almei. Poate că se vor împăca în sfârșit, și mama va înceta să mă mai hărțuiască. Personal, mi-au plăcut foarte mult părinții tăi. Oameni simpli și drăguți. Și mama mea nu era atât de rea înainte. E ca și cum ar avea un demon în ea acum. Ana și-a petrecut ziua următoare pe ace și pe ace își imaginase deja cum o va bat jocori și umili soacra neplăcută a părinților ei și cum își va băga nasul în originea lor sătească. De data aceasta, Ana și Alexandru au ajuns mai devreme la Conac. Băiatul a încercat să facă apel la conștiința mamei sale. Mamă, tată, vă implor. Nu trebuie să-ți arăți temperamentul nesuferit ca data trecută. Nu e frumos, nu e politicos. Arată puțin respect pentru părinții logodnicei mele. Oh, cred că sunt aici! Mă duc să deschid ușa și să-i pe oaspeți. O mașină a oprit în curte, dar nu era univa ca data trecută, ci o mașină străină de lux. Două persoane au ieșit. Până și Ana a deschis gura și nu și-a recunoscut părinții. Să nu mai vorbim de pețitori. Mama arăta de parcă ar fi ieșit de pe podium. A purtat o rochie uluitor de frumoasă. Cu spatele deschis, un pandantiv misterios și scump în formă de semilună la gât și cercei în ton cu safirele. Și tatăl. Doamne, propria lui fiică cu siguranță nu l-ar recunoaște dacă l-ar întâlni îmbrăcat așa pe stradă. Un costum de tuit scump, cu ultimele dotări, butonii de aur și un ceas elvețian la mână. Zinaida surprinsă, nu știa ce să spună, dar a găsit totuși un moment să glumească. Doamne sfinte, ce oameni fără paznici. Ați vândut toate vacile și taurii vecinilor dumneavoastră pentru a cumpăra astfel de costume sau ați luat credite? De unde ați făcut rost de bani ca să vă cumpărați ținute atât de scumpe? Ați vrut să economisiți bani pentru nunta fiicei voastre data trecută? Mateo a zâmbit larg. S-a uitat ciudat la femeie, a intrat în casă și deodată a spus brusc. Ei bine, atunci. Taci din gură, ia-ți soțul și pleacă din casa asta. Nu ți aparține. Știu totul despre mașinațiunile tale întunecate din trecut. Ana chiar își strânse ochii și și închise ochii și și imagină ce urma să se întâmple. A crezut că soacra ei o să țipe și o să-i dea afară părinții pentru că au spus asta. Dar nu dintr-un motiv oarecare, amândoi au devenit brusc palizi și au început să bolborosească despre cum nu înțelegeau nimic. Nu știau despre ce vorbesc. Dar Mateu a continuat să continue să preseze. Știu foarte bine a cui este casa asta și tot ce este aici. Tablourile, antichitățile, toate bijuteriile. Acest conac aparține lui Morozov, un milionar care a murit într-un accident cu soția sa în urmă cu mulți ani. El a avut și o fetiță, deși erau deja în vârstă, dar nu au putut deveni părinți pentru o lungă perioadă de timp, un copil târziu. Îl cunoșteam personal pe Ion, eram prieteni apropiați și parteneri. Dar pe atunci erau turbulenția 90. Totul era literalmente pe muchie de cuțit, iar eu am ajuns după gratii din cauza propriei mele prostii. Am fost păcălit ca un băiat de niște escroci. Deja în spatele gratiilor am aflat vestea tristă că cel mai bun prieten al meu, Ion a murit, iar toată averea lui a dispărut atât de misterios, ca și cum nu ar fi fost deloc. Eram singurul care știa exact unde le ținea pe toate. Nu avea încredere în bănci și ținea totul acasă, într-un safe mare. Îl avertizasem de multe ori că acest obicei se va termina prost. Zinaida și soțul ei au tăcut pe canapea. De parcă ar fi avut apă în gură. Ana și Alexandru ascultau fără să clipească, povestea lor era foarte interesantă. Mateo a continuat spune-mi, Zinaida, cum au putut bucătarul și grădinarul să câștige atâția bani și să devină milionari. Nu erai tu servitoarea răposatului Ion și ai gătit supa de varză. Soțul tău nu a tuns tu fișurile. De unde ați făcut rost de capital pentru a deschide benzinării? Nu e vorba nici măcar de un milion, ci de zeci de milioane. De ce nu spui ceva? Totul are sens pentru mine personal. Probabil că au spionat codul seifului și când au aflat de moartea tragică a proprietarilor, s-au grăbit ca șobolanii să răscolească locul. Aceste statuete sunt o raritate, și orice expert va putea confirma acest lucru. Iar aceste tablouri sunt originale și au fost într-un singur exemplar, ceea ce nu este greu de dovedit. Dar voi sunteți oameni proști și nu știți nimic despre artă, așa că ați fost ruinați de lăcomie. Ați furat totul. Nu ați cruțat nimic din ea. Lăcomia v-a întunecat judecata. Bineînțeles. V-ați ascuns, v-ați făcut documente false, v-ați schimbat numele și prenumele. Cu atâția bani furați, orice este posibil și te-ai hotărât să-ți începi propria afacere cu banii prietenului meu. Așa s-a îmbogățit. Zinaida, nu pot nega că ești o femeie de afaceri bună. Faci mai multe afaceri decât orice om. Iar soțul tău nu este decât un om de încredere. Dar asta nu a fost de ajuns pentru tine. Te-ai hotărât să preiei casa de la mama răposatului. Dar tu i-ai spălat creierul convingând-o să semneze acte false privind cumpărarea unei căsuțe lângă mare, că a fost de acord și a semnat actele de vânzare a conacului. În final, i-ați luat casa și nu i-ați dat nimic în schimb, aruncând-o pe biata bătrână în stradă. Nu numai că și-a pierdut propriul fiu la bătrânețe, dar a fost nevoită să se mute la un azil de bătrâni. Zinaida a luat-o brusc razna, toate acestea sunt fanteziile tale bolnave. Nu aveți nicio dovadă. Cine te-ar crede? Eu nu știu nimic. Nu suntem hoți. Suntem oameni de afaceri cinstiți. Dar Mateu a oprit-o cu un gest. Taci din gură. Și ascultați. Așadar, bătrâna de la azil ținea un jurnal în care descria tot ce făceai de la început până la sfârșit. A avut încredere oarbă în oamenii care au lucrat în casa ei ani de zile. Nu s-a gândit niciodată că o vei înșela în felul acesta. Nu numai că a crezut că sunteți cei mai de încredere oameni, dar a rămas fără casă din cauza voastră. Așa că a semnat actele fără să se uite. Iar înainte de a muri, a rugat personalul azilului să nu arunce jurnalul, spunând că este important. Asta a spus. Nu am nimic mai prețios decât acest jurnal. Nu-l aruncați, păstrați-le, poate că cineva o va ridica mult mai târziu. Sper din tot sufletul să fie așa. Iar asistentei s-a făcut milă de ea și a pus-o în arhivă împreună cu actele personale ale bătrânei. Așa că mai mult decât suficiente dovezi pe mâini. Credeți-mă! Dar asta nu e tot. Alexandru nu este fiul tău. L-ai luat de la orfelinat pentru că nu aveai copii. Și nu din mare dragoste pentru copii, ci pentru a crea greutate în alta societate, nu-i așa? Ei bine, un cuplu respectabil de oameni de afaceri, și dintr-o dată, fără copii. De aceea, Alexandru a crescut și a devenit un tip atât de grozav. Nu are sângele tău demonic în el. Este un om simplu și bun. De cum am intrat în casă data trecută, am înțeles imediat totul. La urma urmei, acele statuete și sfeșnice se aflau în seiful lui Ion, împreună cu bijuteriile și banii săi. Ca să nu mai vorbim de ceasurile pe care soțul tău le poartă cu atâta nepăsare. De unde l-ai luat? Vasile, este un ceas cu un smarald încrustat și gravat pe spate pentru memoria de lungă durată lui Ion de la Mateo i-am dat-o prietenului mele cu ani în urmă. Milionarul a păstrat-o ca amintire, nu a purtat-o și a păstrat-o în seiful său. Toată lumea a rămas uimită când, sub presiunea pețitorului său, tatăl lui Alexandru a scos ceasul și într-adevăr avea o gravură, dar vicleanul Vasile a reușit să șteargă numele și a lăsat doar o memorie lungă. A continuat tatăl Anei, când am fost eliberat din închisoare, am decis să renunț la trecut, așa că m-am mutat în sat și m-am apucat de agricultură, iar banii am strâns pentru nunta singurei mele fiice. În sufragerie s-a făcut o liniște răsunătoare. Toată lumea se uita una la alta și nu putea digera ce tocmai auzise. Și apoi Mateo a făcut un pas înainte și a spus cel mai important lucru dintre toate. Fica lui Ion supraviețuise accidentului și nu murise. Au trimis-o la un orfelinat pentru că bunica ei era foarte bătrână și nu mai putea. Din cauza vârstei să o crească, iar alte rude nu avea. Așa că imediat ce am fost eliberat, am decis să o caut pe fetiță și să o adopt. Ion a fost cel mai bun prieten al meu și m-a rugat de multe ori în timpul vieții sale să nu o abandonez și să am grijă de ea. Nu numai atât, dar nici eu nu pot avea copii. Așa stau lucrurile. Am servit în forțele de rachete la un moment dat, am avut o scurgere de radiații, așa că e un lucru bun că am supraviețuit. Dar cum rămâne cu copiii? Dar nu m-au lăsat să adopt. Sunt un deținut. Cine o să-mi dea un copil? Așa că sora mi-a primit custodia. Fica mea habar nu are, nu-și amintește că am luat-o din orfelinat când avea doi ani. Mă consideră ca pe propriul ei tată. Dar o iubesc mai mult decât viața. Ea este lumina mea de la fereastră și nu m-am gândit niciodată că este adoptată. Așa că vă rog să o iubiți, Ana este moștenitoarea milionarului Morozov. Și ea deține de drept această casă și toate obiectele de valoare pe care i le-ai furat de la tatăl ei cu ani în urmă. Așa că nu există decât o singură cale de a pleca de aici. Și repede, de preferință chiar acum. Altfel, voi duce toate dovezile la poliție și le voi testa genetic. La urma urmei, bunica isteață, pe lângă jurnal, a lăsat în arhiva închisă talismanul și farmecul ei, un mănunchi de păr al fiului ei, Ion, pe care l-a tăiat la botezul său. Nu s-a despărțit niciodată de ea. La urma urmei, era singura amintire cu el. Și apoi ați terminat. Vei merge la închisoare pentru mult timp pentru o fraudă atât de mare. Deci timpul tău a expirat. Ana a fost zguduită până în măduva oaselor. Nu-i venea să-și creadă ochilor, parcă era un vis. Soacra se grăbea prin casă și își făcea cu frenezie valiza, iar soțul ei bea coniac direct din sticlă. Deci totul e adevărat. Și e fiica unui milionar. Și Alexandru. Doamne, ce simte acum? Fata într-o explozie de emoție și-a îmbrățișat logodnicul, care stătea pe otoman, înfășurându-și brațele în jurul capului lui, care tocmai explodase de la tot ce auzise. Tinerii s-au îmbrățișat. Alexandru a plâns și a șoptit miresei. De aceea nu am simțit niciodată dragoste părintească adevărată. Doar recriminări și reproșuri. Indiferent ce făceam, indiferent cât de mult încercam să le fac pe plac tatălui și mamei mele, totul era luat de la sine. Chiar suntem atât de diferiți, nu-i așa? Ca și cum am fi străini. Dar noi suntem. Cum este posibil? Ana. Ce mai faci? Te-au păcălit și pe tine, nu-i așa? Nu știai nimic despre originile tale, nu-i așa? ești supărată pe părinții tăi. Fata a clătinat negativ din cap. Ce? Îmi plac la nebunie. Sunt recunoscătoare că nu m-au lăsat în orfelinat. Nici măcar nu pot să-i spun tatălui meu tată vitrec, pentru că am știut mereu că mă iubește. Iar mamei mele i s-a făcut mereu milă de mine, îmi spunea copilaș, îmi cumpăra numai lucruri frumoase, uneori renunțând la ceva, mă duc să-i îmbrățișez. Ana a alergat imediat la tatăl ei și l-a îmbrățișat strâns. Știi, încă nu ești tatăl meu vitrec, ci tatăl meu iubit. Și eu sunt fiica ta. Te iubesc. Și o iubesc și pe mami. Oricum, vă mulțumesc. Părinții adoptivi ai lui Alexandru, în schimb, au ieșit din casă fulgerând din călcâie și doar i-au aruncat un la revedere chiar mai bine. Acum poți să te căsătorești cu țărâncuța ta, nu-ți vom sta în cale. Dar ești concediat de la locul de muncă, ca să știi și tu. Și nici bani nu vei primi, nu avem. Alexandru tăcea, nu răspundea la nesimțire cu nesimțire, nu era genul acela de persoană, dar ca să fie sincer. Era ușurat că acei oameni, mai ales mama lui, nu aveau nimic de a face cu el așa cum nu reușise deloc să găsească un teren comun cu ei în ultima vreme. Din moment ce Ana devenise imediat o moștenitoare bogată, ea și Alexandru s-au mutat, bineînțeles, în conac. Dar au rearanjat totul în felul lor. Și au decis să nu economisească bani și la nuntă. Au dat o petrecere mare și au invitat toți prietenii din facultate, părinții ei și chiar și vecinii. Și-au decis să meargă în luna de miere la mare. Ana visase mereu la asta, încă de când era mică. Dar înainte de călătorie mai avea un lucru important de făcut. Ia și Alexandru, cu ajutorul tatălui ei vitrec, au căutat mormântul părinților lor. Acolo era un monument superb, totul era acoperit de flori și foarte bine întreținut plângea uitându-se la pozele rudelor ei, încercând să-și dea seama cum erau. Mateo a avut o discuție lungă cu fica sa și a povestit în detaliu cum erau tatăl și mama ei. Ți minte! În fiecare an, pe 9 aprilie, plecam de acasă și mă întorceam târziu și uneori puțin beat. Și-ți explicam faptul că era ziua de naștere a celui mai bun prieten al meu. Și tu, când erai mică, te întrebai ce fel de prieten cel mai bun era dacă nu venea niciodată să ne viziteze. Ei bine, a fost ziua de naștere a tatălui tău. Și întotdeauna mi-am petrecut-o aici, cu el, în cimitir. Vorbind despre orice, povestindu-i despre tine, despre progresele tale la școală și crezând că mă aude din ceruri și mă susține. Tatăl tău a fost un om foarte bun încă îmi lipsește foarte mult. Mateo a arătat fotografii vechi, s-a uitat împreună la ele și amândoi au plâns. Relațiile lor nu se răciseră, din potrivă, acum nu mai existau secrete, Mateo se simțea în largul lui, nu mai trebuia să-și țină promisiunile făcute prietenului său, le ținuse. I, -i crescuse fiica, îi returnase moștenirea și îi povestise despre tatăl său. În sfârșit, Ana și Alexandru au plecat în excursia mult așteptată. Marea palmierii, soarele și pe verzi și piersicile parfumate au fost uimitoare. Într-o zi, ca de obicei, cuplul făcea plajă și bea cocktailuri, când deodată, fata s-a simțit brusc rău, i-a crescut temperatura și a început să vomite puternic. Alexandru a fost teribil de speriat și a crezut că a fost otrăvită de midi sau că s-a supraîncălzit la soare. Și-a luat mica comoară în brațe și s-a grăbit cu ea la spital, în ciuda protestelor ei slabe. Apoi a așteptat o oră lungă pe coridor, în timp ce doctorul o internase, iar în cele din urmă a ieșit în fața lui Alexandru. I-a întins mâna și i-a spus zâmbind. Felicitări, tăticule, vei avea un băiat. Sarcina este de 16 săptămâni. Aveți grijă doar la soare și la vin. Deci bronzat la umbră, multe vitamine, dar în general e bine. Aveți grijă. Ana a ieșit amețită. Alexandru s-a grăbit să o îmbrățișeze și să o sărute. Ura. O să avem un băiat. Doar să crezi că voi găsi un loc de muncă imediat după ce vom veni. Eu sunt capul familiei și întreținătorul familiei. Și ți vei lua concediu de maternitate. Atunci vei studia prin corespondență. De ce nu ai spus nimic? Partizanule. E mult timp, nu e așa? Fata a bălmăjit. Cu toate evenimentele, cu știrile, cu nunta am încetat să mai am grijă de sănătatea mea. Credeam că e doar o cădere nervoasă. Se întâmplă tot timpul femeilor. Nu am fost atentă. Tocmai m-am îmbolnăvit astăzi. Am fost bine înainte. Nu-mi vine să cred. Sunt mamă. E cam de vreme. Eu o să pot să mă descurc. Alexandru a îmbrățișat-o și a șoptit încet. Nu eu, ci noi. Putem să o facem. Cred că și părinții tăi vor fi bucuroși de această veste și nu vor refuza să aibă grijă de nepotul lor. Așa că nu-ți face griji, totul va fi bine. Acum să mergem să ne odihnim. Asta e, dragă, nu mai mergem la mare pe căldură. Doar o umbră și un șezlong. Ce fericit sunt! Când Mateo și Galina au aflat despre vestea mare la sosirea copiilor lor, au devenit foarte fericiți. Au început să se agite, alergând la magazine pentru a cumpăra haine pentru copii. Iar seara au discutat unde vor construi un leagăn pentru nepotul lor în curte și unde vor pune un pat pentru un copil. Soțul și-a îmbrățișat soția și a spus visător: Ei bine, bunico! am ajuns la acest moment fericit, când vom fi bune. Ce fericire, într-adevăr! Noi doi am crescut o fică minunată. Ion ar fi mândru de ea. Soarta Zinaidei a fost una deloc de invidiat. Soțul ei a fost întotdeauna moale și, după cele întâmplate, a băut până a murit și s-a culcat cu o țigară neaprinsă și a făcut o afacere foarte neprofitabilă și și-a pierdut restul economiilor. Totul s-a dus pe apa sâmbetei, a fost nevoită să vândă întreaga afacere pentru a-și plăti creditorii și să se mute la periferia orașului, într-un apartament din bloc vechi. Mulți oameni din oraș cunoșteau temperamentul rău al Zinaidei. Motiv pentru care nimeni nu o angaja, toți se fereau de o angajată atât de tulbure a fost nevoită să lucreze ca femeie de serviciu într-o cafenea. Zinaida în ultimii ani, atât de obișnuită cu luxul încât nu se putea împăca cu soarta ei și înjurând în jur, înecându-se în ură. I-a prins bine, a trebuit să plătească pentru toate în viață și a primit exact ceea ce merita.